Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă Teoreme de paralelism. Activitatea de astăzi este una deosebită. Din cauza contextului pandemic, Cătălina este singura elevă care va participa fizic la oră, iar colegii ei care nu sunt vaccinați ne vor urmări online prin intermediul unei întâlniri video Google Meet inițiate în Classroom. Îi voi propune Cătălinei, care este una dintre cele mai bune eleve la matematică, ca la fiecare teoremă prezentată să ne spună ce conexiuni poate face cu realitatea înconjurătoare. Prima teoremă. O dreaptă paralelă cu o dreaptă conținută într-un plan alfa este paralelă cu planul sau conținută în el. Dacă folosim simbolurile matematice, putem scrie teorema astfel. D1 paralelă cu D, D inclusă în alfa, rezultă că D1 paralelă cu alfa sau D1 inclusă în alfa. Prezentăm și desenul. Planul alfa este planul acesta desenat cu gri, dreapta D este inclusă în plan și D1 este paralelă cu dreapta D. Și atunci rezultă că D1 este paralelă cu planul, cazul când ar fi inclus în plan este mult prea simplu. Haide, printr-o magie, o să vedem la ce s-a gândit Cătălina când a auzit această teoremă. Ea s-a gândit la un obiect de mobilier din camera ei și anume la screen și a identificat dreapta de 1 cu această muchie verde a feței superioare. Dreapta de este muchia opusă lui de 1. Deci fața superioară a scrinului este un dreptunghi și D1 și D sunt laturi opuse în dreptunghi, deci paralele. Planul alfa este planul acestei fețe laterale a scrinului și conține dreapta D și atunci va rezulta că D1 este paralel cu alfa. Teorema a doua. Dacă o dreaptă A este paralelă cu un plan alfa, atunci orice plan beta care conține această dreaptă și intersectează planul alfa, o face după o dreaptă B paralelă cu A. Am scris și folosind simbolurile matematice și anume A este paralelă cu alfa, A este inclusă în beta, beta intersectat cu alfa este egală cu B, cu dreapta B, rezultă că dreapta B este paralelă cu dreapta A. Figura o avem aici, avem planul alfa cu gri, dreapta A paralelă cu planul alfa, planul beta este planul bleu care conține dreapta A și intersectează pe alfa după dreapta B. Va rezulta conform teoremei că cele două drepte, B și A, sunt paralele. Imediat vom vedea la ce s-a gândit Cătălina. Cătălina s-a gândit la laptopul ei. Muchia A, muchia aceasta a laptopului, a identificat-o cu dreapta A, care este paralelă cu planul tastaturii, care ar fi planul alfa. Dreapta A este conținută în planul beta. Beta este planul care conține desktopul și intersecția dintre beta și alfa este dreapta B. Conform teoremei, rezultă că A este o dreaptă paralelă cu B. Teorema a treia. Dacă două drepte paralele A și B sunt incluse, respectiv, în două plane alfa și beta, care se intersectează după o dreaptă C, atunci dreapta C este paralelă cu dreptele A și B. Cu ajutorul simbolurilor matematice, putem scrie teorema astfel. A paralelă cu B, A este inclusă în alfa, B este inclusă în beta, beta și alfa se intersectează după dreapta C, rezultă conform teoremei că cele trei drepte A, B și C sunt paralele. Planul alfa este planul galben, planul beta este cel verde, se intersectează după dreapta C, dreapta A este inclusă în alfa și B este inclusă în beta,
A și B sunt paralele între ele și atunci, conform teoremei, rezultă că cele trei drepte, A, C și B, sunt paralele. La ce s-a gândit Cătălina când a văzut această teoremă? S-a gândit la colțurile aflate la intersecția câte doi pereți laterale ai camerei, la trei colțuri pe care le-a identificat cu dreptele A, B și C. Aceasta ar fi dreapta A, aceasta ar fi dreapta B, sunt evident paralele. Dreapta A este conținută în acest perete care conține ușa și dreapta B este conținută în peretele acesta care conține geamul. Cei doi pereți, care reprezintă de fapt planele alfa și beta, se intersectează după acest colț. C, notat de noi cu dreapta C. Conform teoremei, rezultă că dreptele A, C și B sunt paralele. Tot pentru teorema a treia, s-a gândit și la o tablă stradală cu două fețe pentru meniul unui restaurant. Observați, dreptele A și B paralele sunt conținute în planele alfa și beta care se intersectează după dreapta C și atunci, conform teoremei, A, B și C vor fi paralele. Teorema a patra. Dacă un plan conține două drepte concurente, paralele cu un alt plan, atunci cele două plane sunt paralele. Putem scrie teorema și astfel: A intersecta cu C diferită de mulțimea vită, adică cele două drepte sunt concurente, A și C sunt incluse în alfa, A este paralelă cu beta, C paralelă cu beta și rezultă că alfa și beta sunt plane paralele. În desen am reprezentat planul alfa cu galben, beta cu verde, dreapta A este paralelă cu dreapta B conținută în beta, deci este paralelă cu beta, dreapta C este paralelă cu dreapta D conținută în beta, deci și dreapta C este paralelă cu beta. Din teoremă rezultă că alfa și beta sunt paralele. Cătălina s-a gândit de data asta tot la colțurile unei camere, s-a gândit odată la intersecția a câte doi pereți laterali și a identificat două astfel de colțuri cu dreptele A și B și apoi la intersecția a câte unui perete lateral cu podeaua și a obținut astfel aceste două colțuri pe care le-a notat cu C și D. Deci, dreapta A este paralelă cu B, C este paralelă cu D, atunci înseamnă că planul determinat de A și C este paralel cu planul determinat de B și D. Un alt exemplu, tot pentru teorema a patra, ar fi colțurile unei lădițe. Ar fi dreptele A și B, aici dreptele C și D, A și B sunt evident paralele, C, D paralele, deci planul determinat de A și C este paralel cu planul determinat de B și D. Teorema a cincea. Două plane paralele sunt intersectate de un al treilea plan după drepte paralele. Putem scrie teorema și astfel: alfa paralel cu beta, intersecția între alfa și gamma este egală cu dreapta A, intersecția între beta și gamma este egală cu dreapta B și rezultă din teoremă că cele două drepte sunt paralele. În desen, planul alfa este planul gri, planul beta este planul bleu, planul gamma este planul roz. Cele două drepte de intersecție sunt A și B, care sunt paralele conform teoremei. Cătălina s-a gândit la o bibliotecă. Raftul de sus, primul raft de sus este planul alfa, al doilea raft de sus este planul beta, planul din spate, partea din spate a bibliotecii care susține rafturile este planul gamma, intersecția între gamma și alfa e dreapta A, între gamma și beta dreapta B,
care sunt două drepte paralele. Vă propun următoarea problemă. Se consideră paralelepipedul dreptunghic ABCD A'B'C'D', la primul punct trebuie să colorați cu roșu o pereche de plane paralele și să justificați alegerea făcută. Observăm că fața AD de prima prim este un dreptunghi și atunci AD va fi paralelă cu A' de prim. De asemenea și AB B'A' este tot un dreptunghi și AB va fi paralelă cu A' B'. AD și AB sunt două drepte concurente pentru că se intersectează în A, dar și A' D' și A' B' sunt concurente și atunci înseamnă că planul determinat de dreptele AB și AD, adică planul ABCD, este paralel cu planul determinat de dreptele A'B' și A'D', adică cu planul A'B'C'D'. La punctul B trebuie să demonstrăm că A' este paralelă cu DC'C'D', cu fața DC'C'D'. Se observă că AD de prima prim este un dreptunghi și atunci A prim este paralelă cu D de prim. D de prim este inclusă în DC ce prim de prim și atunci înseamnă că A prim este paralelă cu planul DC ce prim de prim. La punctul C trebuie să demonstrăm că A' este paralelă cu O'. Pornim de la faptul că A'BB' este un dreptunghi, deci A' este paralelă cu BB'. A' este inclusă în AA'C'C, BB' este inclusă în BB'D'D. Cele două plane se intersectează în O', deci A' este paralelă cu O'. Și la ultimul punct trebuie să demonstrăm că AC este paralelă cu A'C'. Pentru aceasta vom folosi faptul că ABCD este paralel cu A'B'C'D', că planul A'CC' intersectează pe ABCD după dreapta AC și pe A'B'C'D' după dreapta A'C'. Va rezulta că AC este paralelă cu A'C'. Pentru a exersa, vă propun următoarea problemă. Se consideră paralelogramul ABCD și dreptunghiul ABEF situate în plane diferite. La primul punct demonstrați că CD este paralelă cu planul ABEF. La punctul B demonstrați în două moduri că EF este paralelă cu CD. La punctul C demonstrați că planul EBC este paralel cu planul EFAD. Și la punctul D demonstrați că EC paralel cu IFD. Atât pentru azi, la bună vedere!